am ieșit să fac pentru prima dată fotografie macro în parc și o să vă spun 7 lecții pe care le-am învățat din această primă experiență. După cum ați văzut pe acest canal, eu de obicei fac fotografie de stradă. Asta îmi place cel mai mult. Dar acum am vrut să fac ceva diferit. Am vrut să văd dacă mi-ar plăcea și fotografia macro. Hai să vă spun cele 7 lecții pe care mi le-a dat această nouă experiență. În primul rând, prima lecție care mi-a fost imediat evidentă este că fotografia macro în natură te relaxează. Serios, dacă vrei vreodată să te relaxezi, ia aparatul de fotografiat și du-te în parc să faci niște fotografie macro. Dar de ce este acest tip de fotografie atât de relaxant? Păi, ca să poți face fotografie macro, trebuie deseori doar să stai pe loc și să observi. Detaliile pe care le poți prinde cu o lentilă macro sunt atât de mici încât trebuie neapărat să încetinești și să te apropii. Cu focusul pe natură, primești mai mult din ce are natura de oferit. A doua lecție, și acum vin dificultățile, este foarte greu să prinzi în focus ceva care se mișcă, mai ales la capacitatea maximă la care lentila poate să focalizeze. Dar de ce este greu? E greu pentru că la o apropiere mare față de subiect, locul unde o porțiune e clară este foarte mică. Așa e cu lentila macro. Un milimetru mai în față sau mai în spate contează enorm. Priviți cât de multe fotografii am făcut ca să reușesc să prind ochiul albinei clar, să se vadă textura din ochiul ei. Deci subiectul în mișcare e greu de fotografiat cu lentila macro. Dar cum rămâne cu un subiect care nu se mișcă? O frunză, o creangă, acestea sunt mai ușor de fotografiat? Da, atâta timp cât nu bate vântul. Și am ajuns la cea de-a treia lecție, cea mai mică adiere de vânt creează dificultăți. Pentru cei care nu ați făcut încă fotografie macro și vreți să încercați, să aveți și asta în vedere. Vântul creează dificultăți. Problema e aceeași ca și la insecte. Găsești ce să fotografiezi și deodată se mișcă. Subiectul nu mai e în focus. Ajută într-adevăr să ții creanga cu o mână. Dar asta până la un anumit punct, pentru că nu poți ține absolut totul pe loc. Deci vântul, încă o barieră atunci când vrei să faci fotografie macro. Dar cum rămâne cu trepiedul? Ajută un trepied? A patra lecție este că un trepied te încetinește. În 99% din situații nu ai nevoie de un trepied atunci când faci fotografie macro. Mai bine lași acasă. Căratul lui dintr-un loc în altul, ajustările care trebuie făcute de fiecare dată pentru a lua un cadru, îți reduc mobilitatea, eficiența, deși obosește. Combinația trepied, lentilă, macro te ajută doar atunci când vrei să faci ceva foarte specific. De exemplu, cunoști un loc pe unde trec niște insecte și vrei să iei cât mai multe cadre acolo. Sau vrei să tragi video. Pentru video, da, este chiar necesar. Dar pentru fotografie macro obișnuită, am învățat că trepiedul stă mai bine acasă. A cincea lecție este că ai nevoie de foarte multă lumină. Când soarele intră sub nori groși, creează dificultăți. Valoarea ISO-ului trebuie crescută, iar timpul de expunere și diafragma trebuie pusă la niște valori mai mici. Singura chestie e că o lentilă macro nu trebuie ținută la cele mai deschise F-uri dacă vrei să ai un plus de siguranță când apeși pe declanșator. Nici timpul de expunere pentru siguranță nu ar trebui să aibă valori mai mici de 1:250, de exemplu. Este deja suficient de dificil să faci fotografie macro. Când soarele este acoperit de niște nori groși, devine și mai dificil. Tocmai de aceea, o soluție la problema luminii este să ai un blitz. Un blitz cu un diffuser poate ajuta foarte mult atunci când faci fotografie macro. A șasea lecție este că dacă vrei să ai niște cadre deosebite, trebuie să obosești puțin. Asta era deja valabil și pentru celelalte tipuri de fotografie, cum ar fi portrete, fotografie de stradă. Dar când te concentrezi pe fotografia macro, unde e nevoie de multă precizie, unde fiecare milimetru contează, parcă mușchii stau încordați mai mult timp. Trebuie să te apleci, trebuie să stai în puncte fixe mai mult timp. Unghiurile sunt de asemenea importante dacă vrem să facem fotografii macro deosebite. Să-ți fotografiezi subiectul din dreapta, din stânga, de sus, de jos. Asta pentru a găsi unghiul cel mai potrivit. Toate astea te pun la treabă. Dar dacă vrem cadre deosebite, nu trebuie să fim leneși. Fotografia macro asta ne arată. Ne scoate din zona de confort și asta e foarte bine pentru că în zona de confort nu ies lucrurile deosebite. Am ajuns la final la cea de-a șaptea lecție. După cum ați văzut, doar în primul punct al acestui clip am spus că lucrurile sunt ușoare și frumoase. La restul arăt numai dificultăți. Faptul că fotografia macro e dificilă. Da, chiar este. Dar merită.
pentru că ajungi să apreciezi mai mult din tot ceea ce te înconjoară. Ajungi să apreciezi natura mai mult. Cu siguranță este mai ușor să vedem importanța unei insecte atunci când stăm lângă ea și observăm comportamentul. Cum am observat eu comportamentul albinelor. Apreciem de asemenea mai mult și texturile pe care natura le creează. Îi vedem complexitatea, dar și frumusețea. Da, fotografia macro este destul de dificilă, mai ales pentru un începător, dar ne ajută să ne și relaxăm și să apreciem mai mult din tot ceea ce ne înconjoară. Sper că aceste 7 lecții pe care le-am învățat să ajute oricine este interesat de fotografia macro. Dacă vreți să mai vedeți astfel de materiale, desigur, abonați-vă, apăsați pe clopoțel, iar noi o să ne auzim data viitoare. Ciao!